față de anii trecuți, costurile pentru achiziția și transportul cărbunelui la Iași sunt mult mai mari. Peste 100 de milioane de dolari a cheltuit primăria pentru a achiziționa combustibilul necesar pentru asigurarea agentului termic în sistem centralizat. Avem achiziția de cărbune în derulare, deja au ajuns primele stocuri de cărbune în depozitul de la Holboca, deja a ajuns și a doua navă cu cărbune cu aproape 60.000 de tone. Vreau să fiu foarte sincer cu ieșenii și să le spun că facem niște eforturi extraordinar de mari pentru a asigura finanțarea transportului cărbunelui dinspre Constanța spre Iași. Se plătește navetă cu navetă, ne costă aproximativ 7 milioane de dolari câte un lot pe care îl transportăm către Iași de aproximativ 13-14 mii de tone. Deși se anunță o iarnă cu temperaturi scăzute, primarul Mihai Chirica oferă garanții că ieșenii care locuiesc în apartamente racordate la sistemul centralizat vor avea căldură tot sezonul rece. Suntem într-o situație critică la nivel mondial, suntem într-o situație critică cu războiul în coasta noastră și nu putem să ne comportăm la fel ca în perioada precedentă. Vom găsi resursele necesare, am apelat și la sprijinul Guvernului pentru acest lucru, vom tempera cheltuielile pe alte direcții și vom asigura necesarul de cărbune în această iarnă, astfel încât să putem să o parcurgem cel puțin până la sfârșitul lunii martie. La sistemul centralizat de alimentare cu agent termic sunt racordate aproape 23.000 de apartamente, 304 agenți economici și 307 instituții publice.